Înainte să înceapă acest episod de Survival Games, vreau să fac o scurtă promovare lui Zedric, joacă care face videoclipuri cu Minecraft, Survival Games, Minecraft cu Ruben, Kohi, CSGO, Rocket League. O să găsiți canalul meu în descriere, bineînțeles, și vă invit să vă abonați la el, să lăsați și acolo cât mai multe like-uri și cât mai multe comentarii ca să le încurajați și, bineînțeles, fiți activi dacă vă place canalul lui. Caut cu promovarea asta, hai să trecem la episod. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft Survival Games. Să jucăm pe Demon Breed și după cum vedeți, jucăm pe MCG. Iar acum o să spuneți, bai Windere, bă, ai spus bă că serverul ăsta e plin de hacker, e plin de teamer, de targeter și tot tacâmul. Și da, știu că asta am spus, dar sincer să fiu, nu există un server de Survival Games mai șmecher decât ăsta. Adică mai bine conceput și mai înțelegeți voi ce vreau să spun, salut! Boss. Și-am găsit un hacker din prima. Da, e hacker, uitați-vă și voi cum dă dacă nu mă credeți. Ce prost sunt, nu era hacker. Dar mă rog, îmi cer scuze pentru acele drop frame-uri. Dar cred că de asta i-am și spus ăla că e hacker, pentru că nu știu, dădea așa niște hituri. Și... ăsta e hackerul. Ok, dar nu ăsta mi-a dat atunci hituri, știu sigur. Bun, măcar am scăpat de un hacker, știm sigur că nu o să avem probleme. Adică dădea așa niște hituri, avea un kill aura, nu era chiar atât de pericolos kill-aurul ăla, dar oricum era destul de... Na. Așa, unde ești? Știu că mai ești ăsta aici și după asta mergem să ne batem și cu ceilalți. N-am mai altă nici rută, nici nimic, știu, sunt convins că pot să câștig meciul ăsta chiar și așa. E prima încercare pe ziua de astăzi, să spunem că nu o să mai găsim și alți hackeri în afară de ăla. Și îmi cer scuze, nu sunt genul care să spun că ia uite-l, bă, e hacker, și când totuși nu e, dar chiar mi s-a părut așa că mi-a prins niște hituri ciudate și... Da, deci după cum spuneam, am zis, bă, nu o să mai joc pe serverul ăsta. Plin de teamer, plin de codați, de tot felul de, na, specimene, dar totuși, v-am zis, nu e un server mai bine conceput decât MCG-ul și, sincer, doar pe serverul ăsta parcă îmi face plăcere și cea mai mare să joc, chiar dacă știu că sunt și hacker și așa, dar nu știu, bă, deci am jucat pe Mineplex drele astea. Acolo câștigam cam 5 meciuri din 6 și la toate meciurile mi se spunea hacker, pentru că erau din ăștia full iron și eu eram cârpar. Nu știam pe unde să caut chesturi și alte din astea. Și după ce îi băteam, bineînțeles că sunt hacker și ăștia ce mi-au făcut report, văzusem un forum parcă în care chiar mi-a dat cineva report, mi-a dat link, nu știu dacă era chiar adevărat sau nu, dar așa era. Bă, mă rog, pana mea, adică îmi dai report, adică e clară treaba dacă aș fi continuat să joc pe serverul ăla și primit report probabil în fiecare zi, pentru că probabil știți cum e treaba pe acolo, sunt foarte, foarte mulți playeri praf la PvP, deja e roată ruta aia de acolo, așa că nu mai contează. Și uitați-vă și chestia asta, nu-mi place când întâlnesc abonați, bă, deci fiți antena, dacă mă întâlniți pe arenă, vă rog eu, nu mai spuneți de nimic altceva, doar bătiți-vă cu mine. Dacă vă bat, vă bat, dacă mă bateți, mă bateți. Cu asta, pe asta, mă. Atâta tot, nu mai e și altceva dispus, corect? Fără team, fără trus, mă fac eu chestii de astea acum, doar știți foarte bine. Pe Hypixel, bă, acolo era puțin mai greu de câștigat, pentru că e cu kituri și mulți playeri aveau kituri foarte ok. Când spun chestia asta, mă refer că aveau kituri cu Kai, cu nu știu ce mai aveau, dar era foarte greu să câștigi uneori și chestia asta mă enerva. Dar, mă rog, cât am jucat și am jucat, am ajuns la concluzia că alt server mai bun decât MCG-ul nu e. Nu e același farmec, nu e la fel. Și probabil că, într-un fel, vă convine chestia asta, oricum o să mai filmez și pe alte servere, și non-premium și premium. Dar, în principiu, cred că o să rămânem pe MCG, pentru că, na, v-am zis. V-am zis deja motivele de două ori chiar. Și cred că îmi dați dreptate, adică să fim serioși. Ăsta e cel mai șmecher server de survival games. Ok, am intrat aici puțin, e cam riscant dacă mai vine cineva, dar dacă îi fac așa blocking în continuu, mă rog, dacă are sabie, dai mă de nașpa. Dacă nu e ok, totuși, cred că pot să fac așa oarecum strafe-uri criticale, clar pot să-i prind, nu e problemă. Și a mai rămas 3 player, toate când tap, mă rog, nu contează, ok, ăsta e luat. Ăsta e double chestul de tier 2, cred că îl știți cu toții. Da, a fost așa un match în care am vorbit repede și sper că ați înțeles și voi ceva din ce am spus. Pentru că acum recent mi-a găsit o colegă de clasă canalul de YouTube și îmi spunea, bă, tu vorbești cam repede, încearcă să vorbești mai rar în videoclipuri, că nu înțeleg absolut nimic uneori. Probabil că da, dar așa m-am obișnuit eu, pentru că
Da, bă, vreau să fac niște săgeți, dar nu mai am timp să ajung la spawn. Am zis că n-am poate găsesc niște iron, nu să fac cu sabie, dar never mind. Și n-am timp. Efectiv, n-am timp. Eu acum mă duc la spawn, dar totuși cred că mă duc degeaba. Sau, a, pare că am destul timp. Hai, bă, că am destul timp, să nu mai fie cineva acum. Văd pe cineva, a, fuck. Nu, nope, nu cred că o să... Ai, bă, da, cred că apuc. Așa, gata. Ai, boss. Așa, bun, hai să vedem. Avem un băjet full iron. Și, un băiat... Ah, ok, e vai de capul lui ăla. Oh, sabie de diamond, fuck. Bă, un flint de steel, n-am tocmai mai dat seama de chestia asta. Nici fishing rod. Asta e cam nașpa. Săgeți, mai am 5. Holy shit, are și el sabie de diamond. Nu, că mă prind ăștia la înghesuială aici. Golden apple, hai că avem golden apple-uri. Ia o sabie de diamond, noi avem golden apple. Flint and steel. Trebuie să spamez pe asta, că acum nu mai e flint and steel ca înainte. Ce prost trag, mai am o săgeată. Ok. Sabie diamond? Nu? Nu găsesc. E ce-o fi. Bă, primul match. Hackerul l-am spart la început. Și fără teamări. Adică, mă rog, erau teamări aia, dar eu am urât de vreme acolo sus, știți voi. Și a fost un match chiar ok. GG și abonatorii. GG la toți. Chiar mă mir că n-am găsit chiar niciun hacker meciul ăsta. Și da, a fost chiar ok meciul, a decurs ok. Comentarea a fost puțin cam... Da, dar sper că v-a plăcut. Și eu mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Nu uitați de like, eu am fost iWinner și ne revedem data viitoare. Pa!